Acum 40 de ani, Organizația Mondială a Sănătății declară HIV-SIDA pandemie. În 2020 ne confruntăm cu o altă pandemie, cea de COVID-19. Restricțiile de circulație, stigmatizarea dublă, vulnerabilitatea economică crescută, ограничение доступа к медикаментам, психологической и социальной поддержке и профилактике ВИЧ – все это потенциальные угрозы распространения ВИЧ-инфекции. HIV nu a devenit o problemă mai mică odată cu apariția COVID. Lumea încă luptă cu pandemia HIV-SIDA. Каждый из нас должен быть по-прежнему ответственным, а системы помощи должны работать более гибко. E în puterea noastră să reducem riscul infecției și transmiterii HIV chiar și pe durata pandemiei. В наших силах снизить риск заражения ВИЧ даже в условиях пандемии.